Salut, aici Raul de la Game Busters. Ce poate să fie decât o nouă serie de cărți? Și da, eu sunt grasul ăla care vorbește despre cărți aiurea. Începând de acum și inclusiv în părțile următoare care vor veni, nu voi sta să povestesc despre cărțile relativ useless, adică cele pe care eu le consider useless, așa că mă puteți înjura în momentul în care cărțile vor apărea în joc. Bun, tot lămurit, așa că eu acum sar pe treabă. Spell Shift A, 2 mana 1-4, Spell Damage plus 1, each turn this is in your hand, swap its attack and health. În statusurile de 4-1 este ușor de scos, ca și Blood Mage Talnos, doar că Blood Mage Talnos oferea și o carte în momentul în care murea, cartea de față nu oferă în schimb nimic. Este ceva mai puternică decât Taint Zealot dacă o vrei pentru Spell Damage în arena, iar în rarele situații pot scoate ceva trade-uri viabile. Witch's Cauldron, 3 mana 0-4, whenever a friendly minion dies, add a random shaman spell to your hand. Engine de generat spell-uri unde trebuie să ai câțiva minioni pe masă înainte de a o juca, și cu siguranță nu va fi cazul că o să stea mai mult de o tură pe masă. Swift Messenger, 4 mana 2-4, rush, each turn this is in your hand, swap its attack and health. Cu statusurile de față este un remover overtime pentru minioni mici, iar cu statusurile inversate este doar un one-time use. Din punctele astea de vedere este destul de ok și cu siguranță o să-și găsească loc în arenă. Gilnean Royal Guard, 8 mana 3-8, Divine Shield Rush, each turn this is in your hand, swap its attack and health. Pentru cartea asta sunt aceleași lucruri valabile ca și la cartea precedentă, este un Arena Remover, iar Divine Shield-ul și statusurile ușor ridicate sunt pentru a compensa costul de mana. Cathedral Gargoyle, 2 mana 2-2, Battlecry if you're holding a dragon, gate taunt and Divine Shield, carte de paladin. Să avem oare de a face cu întoarcerea Dragon Paladinului? Dacă nu în expansiunea asta, curând se pare. Dacă nu mă înșel în memorie, mai sunt aproape 70 de cărți de descoperit și nu se poate ca pe acolo să nu se ascundă și niște dragoni. Cât despre cartea de față, un body chip pentru engine-ul nostru de dragoni, iar Taunt-ul și Divine Shield-ul odată procuite oferă o alternativă chip pentru protecție. Îmi place cartea asta, în același timp mi se pare și ok și sper ca expansionul următor să curgă cu Dragon Paladin. Pentru Warrior avem Woodcutter's Axe, armă de 2 mana 2-2, Death Rattle, give a random friendly minion with rush, plus 2 plus 1. De cum ne uităm la carte ne dăm seama că trebuie să jucăm ceva minion cu rush pentru a primi full value de la arma asta. Ceva minion buni cu rush avem, asta nu e o problemă. Problemele în schimb vor fi viabilitatea minionilor cu rush, dacă un arhetip de warrior va fi valabil și bineînțeles dacă arhetipul ăla va fi capabil să primească minioni cu rush și weapon-uri de genul. Deadly Arsenal, spell de 6 mana, reveal a weapon from your deck, deal its attack to all minions. Cartea de față este un mass removal genial, are în schimb o singură problemă, aproape nicio armă de warrior nu este bună și în același timp și cu atac mare. Arma de warrior cu cel mai mare atac este Gore Howl, 7 atac și 1 durability și restul puteți citi și voi ce face. Ideea e că are foarte puțină utilitate, iar ca să obții full value după urma ei, sau mă rog, aproape full value, trebuie să tot lovești cu fața. De aici intrăm în alte probleme, taunturi, armură, health regen și așa mai departe. Treaba e că în combinație cu cartea asta este nevoie de o armă mai juicy. Sau poate nu, Gorhaul este arma perfectă. Vom vedea pe teren. Pentru druid avem Duskfallen Aviana, 5 mana 3-7, the first card each player plays each turn costs 0. Nu știu dacă aș vrea să-i dau șansa oponentului să joace o carte gratis la început de tură, dar știu sigur că druidul este pregătit, într-un fel, pentru cartea asta. Are diverse cărți cu cost mare care pot fi jucate, un exemplu este Tyrantus, așa că de ce nu până la urma urmei, mi se pare cel mai bun meme card din toate vremurile. Să sperăm că va funcționa și pe bune. Pentru Hunter avem Rat Trap, secret, 2 mana, after your opponent plays 3 cards in a turn, summon a 6-6 rat. Nu știu dacă va fi la fel de puternic ca și Catricu, dar poate face ceva daune și se pare că oamenii de la Blizzard se orientează mai mult spre Spell Hunter. Nu chiar mai mult, dar într-o oarecare măsură. Este un secret slow ce-i drept, nu va fi foarte ușor de procuit la fel ca și Catricu, dar în cele din urmă va fi procuit și va aduce un plus de agresivness Spell Hunter-ului.
Wing Blast, spell de 4 mana, deal 4 damage to a minion, if a minion died this turn, this costs 1. Nu cred că este făcută pentru Control Hunter-ul ăla pe care îl tot așteptăm, înclină mai mult către Spell Hunter, este posibil să fie jucată, nu în aceeași măsură în care este jucat Flanking Strike-ul, poate fi combinată de ce nu cu Flanking Strike-ul, iar dacă costă 1 mana, cu atât mai bine. În starea actuală, Spell Hunter-ul are o grămadă de elemente de remove și nu este exclus să mai primim și cartea asta să devină din ce în ce mai viabilă. Dire Frenzy, spell de 4 mana, give a beast +3/+3, shuffle 3 copies into your deck with +3/+3. M-am șpuit cu un pic de engleză pe la gură, cartea asta în mare parte nu este pentru Spell Hunter, poate fi o alternativă relativ slow la Houndmaster, nu știu dacă în Constructed Midrange Hunter-ul e capabil să accepte o astfel de carte, poate controlul despre care toată lumea vorbește în arenă. Poate să fie jucată, deși acolo taie din agresiv densul Hunter-ului. Poate între timp apare ceva minion special sau în momentul lansării va fi ceva scul. Pentru Priest avem Holy Water, spell de 5 mana, deal 4 damage to a minion, if that kills it, add a copy of it to your hand. Pentru 5 mana, minionul ăla va trebui să fie ceva wow. Altfel, metodele standard de remove vor fi mult mai cheap și mult mai eficiente decât cartea asta. Nu cred că este value over time și cred că majoritatea cazurilor îți anulează șansele de câștig. Pentru Rogue avem Spectral Cutlass, 4 mana 2-2, lifesteal, whenever you play a card from another class, gain +1 durability. Un fel de value overtime ca și Poison Blade și din nou ne-a fost adusă pe masă încercarea nereușită din străbuni, spellurile furate cu Burglar și cu toate cele în combinație cu Eternal Peddler și Lillian Voss. Deci da, mult prea costful, mult prea slab și mai degrabă alegi cu Rogue-ul să-ți termine oponentul rapid decât să joci cărți furate și să le zici cu 2 lifesteal. Pentru Shaman avem Bog Shaper, 7 mana 4-8, Elemental, whenever you cast a spell, draw a minion from your deck. Pachetele cu Elemental Shaman în trecut nu au funcționat. Stone Sentinel, Healing Rain, Kalimos, Grumble nu ne-au adus înapoi Control Shaman-ul de altă dată. Bog Shaper-ul nici el nu cred că este diferit de cei ce am adus aminte mai devreme. Efect ok, dar inutil în absența unui arhetip viabil. O parte, să zicem bună, este aceea că nu ai nevoie de sinergie cu ceilalți Elementals. Dar în schimb, ai nevoie de spell-uri și nu spell-uri gen Crushing Hand. Hagata poate oferi asta, Witch's Cauldron, la fel, și Witch's Apprentice, de asemenea. Foarte multe mutări în direcția asta de spell-uri de șaman, în schimb nu cred că o să ajungă nicăunde. Pentru Warlock avem Duskbat, 3 mana 2-4, Beast, Battlecry, if your hero took damage this turn, summon 2-1-1 bats. Slavă domnului, Warlock are o grămadă de modalități de a-și da damage, inclusiv hero power-ul. Se poate să avem de-a face cu o carte pentru Zoo, ceva mai slow totuși, dar efectul și statusurile nu sunt rele și în aceeași categorie se vor încadra și următoarele cărți. Blood Witch, 4 mana 3-6, at the start of your turn, deal 1 damage to your hero. Un fel de sinergie graduală cu Deathbat-ul de mai devreme, statusurile nu sunt rele, nici costul de mana. Totuși un damage păstă față la începutul fiecărei ture s-ar putea să fie o problemă. Warlock-ul are foarte puține elemente de heal. Spellstone-ul este și o alternativă în combinație cu această carte. Ceva mai slow totuși și asta pune în pericol strategia de joc a Zoo-ului. Cartea de față în schimb o ajută pe următoare. Deathweb Spider, 5 mana 4-6, Beast, Battlecry, if your hero took damage this turn, gain lifesteal. Statusurile nu sunt rele, iar lifesteal-ul nu strică niciodată pentru Warlock, mai ales când este Zoo. Pentru celelalte două cărți și această carte respectiv, speculez oarecare apariție în Constructed, dar cartea de față cred că se va descurca binișor în arenă. Acolo Warlock-ul are nevoie de ceva life gain și cum în arenă cu remove-ul să stă destul de prost, poți găsi ceva loc pe masă și pentru cartea asta și să o protejezi overtime. Cam atât fraților și cu episodul ăsta. De data asta nu am vrut să aduc speculații, am vrut să aduc doar idei on point, idei scurte și la subiect legate de cărțile care merg și care nu merg. Dacă aveți altă părere, noi o așteptăm în comentarii as usual. Am mai spus și mai devreme în clip, cam 70 de cărți au mai rămas din Witchwood, așa că așteptați-vă la clipuri curând. Eu am fost Raul,
data viitoare!